Astăzi, polițiștii brăileni desfășoară o acțiune preventivă pentru informarea cetățenilor cu privire la noile reglementări legislative pentru prevenirea efectelor pandemiei de COVID-19. Dintre restricțiile pe care trebuie să le respecte cetățenii începând cu data de 25 octombrie 2021, menționăm următoarele. Circulația în intervalul orar 22-5 dimineața este interzisă în toate zilele săptămânii pentru persoanele care nu dețin certificat verde. Totuși, persoanele nevaccinate pot circula și în acest interval orar pe baza declarației pe proprie răspundere, pe baza adeverinței de la angajator, precum și a legitimației de serviciu, în timp ce persoanele vaccinate pot circula în acest interval orar fără restricții. Programul de funcționare a agenților economici, inclusiv centrele și parcurile comerciale, este stabilit în intervalul orar 5-21, accesul fiind permis în centrele și parcurile comerciale pentru persoanele care dețin certificat verde. Purtarea măștii de protecție este obligatorie atât în spațiile deschise cât și în spațiile publice închise pentru toate categoriile de persoane, fie ele vaccinate, trecute prin boală sau nevaccinate. Văd că aveți la dumneavoastră o cutie de măști. Ce veți face cu acele? Fiind o acțiune preventivă, ne-am propus să împărțim cetățenilor câte o mască, cetățenilor care nu au înțeles nici până la acest moment că masca este obligatorie și că poate salva vieți. Eu mai deplasare la locul de muncă. Eu mai fac Fac foarte bine, până în orele 22. Mulțumesc că trăiți! Da. Mulțumesc pentru vizionare!